Este perioadă de vacanță, dar nu chiar pentru toți copiii. 127 de elevi de gimnaziu și liceeni participă la etapele naționale ale olimpiadelor școlare. Doamna Elena Mihăilescu, inspectorul școlar general al Inspectoratului Județean Călăraș, este prezent în studioul nostru de televiziune astăzi pentru că vrem să vorbim despre participarea elevilor călărășeni la etapele naționale ale olimpiadelor. Bine ați venit în studioul Bine nostru. Bine v-am regăsit. Doamnă, este vacanță pentru elevi, este vacanță și pentru profesori, unii dintre ei însă, cei care au demonstrat că pot să facă performanță, nu știu cât se bucură de vacanța asta, pentru că, iată, trebuie să facă față unor provocări la nivel național. Câți copii avem participanții la olimpiadele, la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor extrașcolare? În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru faptul că promovați reușitele învățământului călărășean. Într-adevăr, în această perioadă de vacanță pentru elevi și profesori și, de ce nu, de pregătire ale noastre, ale tuturor pentru sărbătorile pascale, cei mai buni elevi ai județului participă alături de colegilor din țară la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare, demonstrând încă o dată că succesul nu se obține decât cu sacrificiu. Iar acest sacrificiu, desigur, va da roade atât pentru ei, dar și pentru noi, ca și societate, având în vedere că, de ce nu, ei sunt viitorii specialiști în domeniile la care concurează acum. Și în acest an școlar, județul Călăraș se bucură de un număr mare de elevi calificați. Din fericire. De elevi calificați la olimpiadele și concursurile școlare. Este vorba de un număr de 127 de elevi din tot județul, dintre care 40 sunt de la gimnaziu și 87 de la liceu. Ne bucurăm de elevii de liceu calificați la etapele naționale ale concursurilor școlare din aproape toate unitățile de învățământ liceal din județ, inclusiv din mediul rural. Interesant. Păi, e important să detaliem. Sigur, bineînțeles, toate liceele din mediul urban au elevi calificați la etapele naționale și iată, avem și elevi calificați de la Liceul Tehnologic numărul 1 Borcea, de la Liceul Tehnologic Mănăstirea. De altfel, și la gimnaziu avem reprezentanți și din școlile din mediul rural și le-aș enumera, dacă îmi permiteți. Vă rog. Este vorba despre elevi de la Școala Roseții, de la Școala Chiselet, de la Budești, de la Valea Roșie, de la Dorobanțu și de la Curcani. Înseamnă că acești copii fac dovada că se poate face performanță și în mediul rural. Asta este foarte important. Și ați făcut o precizare în legătură cu participarea elevilor de la aproape toate liceele din județ. Avem și licee din mediul rural care au calificații la etapele naționale elevi? Exact. Tocmai ce vă menționeam, Liceul Tehnologic numărul 1 Borcea și Liceul Borcea Tehnologic de la Mănăstirea. Borcea și Mănăstirea, iată, important de reținut. Da. Probabil că aceștia sunt cei care vor fi viitorii meseriași de care avem atâta nevoie, nu? Sau poate cine știe, vor merge mai departe către facultăți și vor deveni ingineri. Și aici se pare că este foarte multă nevoie după atâta vreme în care elevii erau orientați sau se orientau către facultățile cele mai, să zicem așa, cunoscute, adică mergeau către drept, către studii economice,
Și mulți dintre ei au rămas în căutarea unui serviciu an la rând, până unui serviciu an la rând, până când au renunțat și au acceptat ce li s-a oferit pe piață. Se întâmplă un lucru recent, reorientarea către meserinu. Așa este, și dacă ne raportăm la numărul elevilor calificați la aceste concursuri pe discipline, observăm că cel mai mare număr de elevi este reprezentat de cei care participă la concursurile pe disciplinele tehnologice. Avem 18 elevi care participă la aceste concursuri. Cred că ar fi potrivit să vorbim despre fiecare liceu în parte, ce elevi îi reprezintă, nu? Ce elevi reprezintă fiecare liceu în parte în etapele naționale ale olimpiadelor. Fiecare liceu are elevi calificați la aproape toate disciplinele de concurs. Desigur, ca de fiecare dată, sunt anumite unități de învățământ care s-au remarcat printr-un număr mai mare de participanți. Da, probabil Colegiul Barbu Știrbei Călăraș. Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș. Colegiul Național Neagoe Basarab din Oltenița, da. Dar să știți că sunt destul de mulți elevi calificați la etapele naționale ale olimpiadelor și de la Liceul Tehnologic Alexandru Odobescu din Lehliu Gară și de la Liceul Tehnologic din Fundulea, de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița, de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu din Călăraș, de la Liceul Agricol Sandu Aldea și inclusiv de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Călăraș, unde avem un elev calificat la etapa națională a concursului de șah. Asta da surpriză frumoasă, concurs de șah, iată, liceul auto. Foarte bine, felicitări, așteptăm cu interes să vedem ce rezultate vor veni. Sunt și concursuri extrașcolare, concursuri naționale. Îmi spuneați dumneavoastră că ar fi câteva, nu? Chimie, istorie? Așa este. În afară de olimpiadele școlare, județul Călăraș are elevi calificați și la 4 concursuri școlare. Este vorba de concursul pe meserii, tehnologii, concursul Made for Europe, dedicat unităților de învățământ care au derulat proiecte educaționale finanțate din fonduri europene, concursul Călători prin istorie și concursul de chimie Petru Poni. La aceste concursuri, județul este reprezentat de 13 elevi. Și bineînțeles, sunt concursurile naționale la care participă copiii înscriși la Palatul Copiilor, la Clubul Copiilor din Oltenița și bineînțeles la Clubul Sportiv Școlar. Și vorbim aici despre sute de elevi participanți la aceste competiții în fiecare an și care de fiecare dată se întorc cu rezultate deosebite. Finanțarea participărilor este făcută tot prin intermediul dumneavoastră, nu? De către minister. De către Ministerul Educației Naționale, desigur, care asigură organizarea și desfășurarea acestor etape naționale, iar deplasările sunt suportate de către Inspectoratul Școlar și de către unitățile de învățământ, de asemenea prin buget repartizat de Ministerul Educației Naționale. Doamna inspector, s-a schimbat un picuț structura anului școlar viitor, că anul ăsta mergem pe ceea ce știam, nu? Desigur. Cu vacanțe, cu imediat după Paște copiii revin la școală. Noutatea în legătură cu structura anului școlar următor este că s-a modificat numărul de săptămâni alocat celor două semestre, în sensul că semestrul întâi s-a scurtat și se finalizează în decembrie, astfel încât nu mai apare acea vacanță din luna februarie. După finalul semestrului întâi, toți elevii se bucură de vacanța de iarnă, iar apoi debutează semestrul al doilea. Deci avem un semestru 2 un pic mai lung. Avem un semestru 2 un pic mai lung, dar s-a hotărât renunțarea, da, la acea fragmentare a anului școlar, tocmai pentru
tocmai pentru a nu scoate din ritm elevii atunci când se întorc în vacanță și pentru a reuși să se structureze și mai bine activitatea la clasă și să asigure o continuitate procesului instructiv educativ pe parcursul anului. Acesta este punctul de vedere al dumneavoastră, dar sunt și păreri, să zicem, contrare punctului acestuia de vedere, care spuneau că vacanța aceea era potrivită pentru a merge la schi, pentru a se bucura un pic de zăpada din iarnă. Acum vedem ce se va întâmpla anul viitor. Părerile întotdeauna sunt împărțite. Considerăm totuși că acest demers era necesar. Dumneavoastră spuneți că era necesar și că e mai potrivit să fie continuitate imediat după sărbători, să înceapă cel de-al doilea semestru și să nu se mai intre în vacanță decât în primăvară. La vacanța de Paște. La vacanța de Paște, da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul nostru și vă așteptăm cu informații despre rezultatele tuturor acelora care în perioada aceasta, iată, sunt angrenați în susținerea unor concursuri, unor teste, acolo unde reprezintă școala și, de ce nu, unde încearcă noi provocări personale până la urmă, nu? Că și despre asta este vorba. Așa este. Cu siguranță se vor întoarce cu rezultate frumoase și abia așteptăm să-i premiem în vară. Vacanță plăcută vă dorim!